Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi și cei care vor mai veni. M-am gândit să facem ceva de mâncare, să ne pregătim cina de seară și cu ocazia asta vreau să vă arăt și să împărtășesc și bucuria mea cu dumneavoastră, rochița mea asta care mi-a venit astăzi sau aseară. Da. O, Doamne. Astăzi a venit altceva care o să vă arăt. Am încurcat borcanele, îmi cer scuze. Aceasta e rochița mea de pe Shein, da, îmi place la greu. Îmi place de ea, este foarte faină, este un material foarte ușor. Dar ce să vă spun, e făcută așa cum este făcută. Eu am luat număr XL, cam așa. Nu știu, dacă o luam mai mare, poate nu mi-era bună, era să-mi fie mare și la umeri și eu cred că da. Dar oricum, nu. Acum nu știu. Un pic e strântă, nu știu. Dar oricum, mie îmi place de ea. E foarte ușoară și am zis să hai să vă arăt și să o vedeți și voi, da? Să împărtășesc bucuria mea cu voi. Ce mai vreau să mai arăt? Stai așa, Nora. Vreau să arăt și să mulțumesc și chiar îmi iau și telefonul, că chiar am făcut aici o poză ca să nu uit. Să mulțumesc la sora mea scumpă, dragă. Toate sunteți scumpe, toate sunteți minunate, toate sunteți dragi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Toate sunteți dragi la inimă. Vă mulțumesc la toți. Dar ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că problema care, când m-am dus cu Nora și am povestit eu de că ce am pățit la față, că ce am la față, chiar îți mulțumesc, soră, Domnul Iisus să te binecuvinteze. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Dar Domnul Iisus să-ți răsplătească tot ce este mai bun. Cu tot ce este mai bun, da? Pentru ce? Pentru că vreau să spun că o grămadă de ani de zile am umblat pentru fața mea și am fost și aici la medic. Dar vedeți voi, chiar dacă este străinătate, acum eu nu vreau să spun Doamne Iisus ca să vin în contra medicilor sau Doamne, nici nu-mi trece prin cap așa ceva, dar oricum, eu am fost aici la medic, acum câțiva ani, mi-a dat o cremă care mi-a făcut mai rău și când am vorbit că am probleme cu fața, că mă mâncă fața, mi-a scris această scumpă doamnă. Stai să văd că chiar... Da, Nitu Marius. Sau asta e? Sau stai să văd care e. Nu mai știu. Care e, Nora? Ce-am făcut aici? Citește acolo. Nu știu dacă e asta. Nu, mă numesc, nu e asta. Dar am șters-o. Sau unde am făcut poza aia? N-ai făcut-o pe telefonul ăsta, unde filmam. Am făcut-o, cred că, pe telefonul ăsta. Hai să vedem dacă e acolo. Doamna Aurelia este... Îți mulțumesc din suflet, Domnul Iisus, să te binecuvinteze. Chiar... cu această cremă minunată, care numai odată am pus-o azi dimineață, pentru că azi dimineață a ajuns, nu vreau să fac reclamă, dar cum am pus-o pe și este un produs românesc, chiar scrie românesc pe ea. Am făcut-o pe aplicația Bol, pentru că aici așa cum am scris la doamna, am scris că nu, ea mi-a scris, Aurelia, doamna Aurelia, mi-a scris că să mă duc la farmacie să caut această cremă Gerovital, crema hidratantă, calmează și mi-a spus ea că cum o cheamă. Nu mai știu cum o cheamă. Stai că aici scrie. Original Gerovital. Da, scrie. Derma, sau cum scrie? Nu văd cu ochelarii ăștia, eu nu văd nimic.
Dar oricum, acolo pe mesaj, văd, Nora, nimic nu văd cu ochelari ăștia. Acolo pe, stai că vă arăt așa. Hai, arătă, Nora, mai așa, ca să vadă. Da? Aceasta este crema care doamna mi-a scris să mă duc să o cumpăr. Și chiar îi mulțumesc din suflet. M-am dus la farmacie aici la noi, a spus că nu are așa ceva. Și atunci am venit acasă și m-am pus pe aplicația Bol. Și acolo imediat băiatul a scris și imediat i-a dat această cremă, așa cum a spus doamna. Și chiar o să opresc un pic camera ca să spun cum a spus doamna că o cheamă, da? Crema se numește Dermatita, da? Că aici scrie numai Derma. Da, dacă o scot aici, cred că scrie mai mult Dermatita. Este foarte bună, scrie pe ea, scrie tot ingredientele, tot ce are în românește. Și vreau să vă spun, am pus-o odată pe față, azi dimineață, asta vreau să spun și să-i mulțumesc din suflet că este foarte bună. Am pus-o și după ce și-a făcut efectul, am simțit așa că trage ceva în piele și după aia am simțit așa parcă o liniște pe fața mea, o calmitate și chiar scrie pe ea că este calmează, pentru că eu am avut acea care mă mânca pe pielea și mă scărpinam și mă ustura după ce puneam crema. Crema asta care e tot, stai că și vreau să o arăt, Nora, care am folosit-o eu, am avut așa la, asta e, crema care am folosit-o e organică, nu știu ce, oricum își făcea treaba. Așa, mai mă mânca, mai mă pișca, mai, dar oricum mi se hidrata un pic fața, dar nu cu face asta. Imediat am simțit. Dacă mai pun, cred că aici scrie să pui de două ori, să pui de două ori pe zi, dimineața și seara. Cred că acum seara, dacă o să o pun, o să fie mai și o să facă treabă mai bună, sper să facă treabă mai bună, ca să fie bună pentru fața mea, ca să nu mai am treabă. Și încă o dată mulțumesc la doamna, care iar am uitat numele, la doamna Aurelia, nu? Da, așa. Cam așa ceva, doamna Aurelia. Îți mulțumesc din suflet, Domnul Iisus să te binecuvinteze, soră, că văd că chiar este bună. Da. O să mai o comand, dacă o să mai, să văd cum merge, o dată, de două, de trei, și dacă va fi bună, o să mai o comand. Și cred că are și șamponul de față, am văzut eu acolo ceva, are și de corp și mi-a trimis ceva. Stai, Nora, că trebuie să arăt ce mi-a trimis. Cum a venit, e așa de frumos, da, da, sigur că da. Hai să vă arăt, a venit așa frumos ambalată, așa ca un cadou. În hârtia asta era, așa frumos, azi dimineață, da, așa era. Și mi-a trimis ceva test. O fiolă de acid hialuronic, cam așa ceva, vitamina C, dar eu, mie mi-e frică să o pun, n-am pus niciodată. Mi-a trimis ceva, iar o cremă ceva pentru față, nu prea văd eu, tot test, așa ceva test. Și cred că asta e tot așa, nu știu, de corp sau nu știu ce-o fi asta, tot de corp, nu știu. Sau asta e de corp, sau nu știu. Tot marca asta, Gerovitale. Este Gerovital și asta. Dermatita, da. Cremă biologică. Acum, ce scrie? Și mi-a trimis această felicitare. Așa. Posibil că... Nu, să mă fac, cred că, membru acolo și... Îmi face 10% reducere, așa văd că aici scrie ceva, produse Gerovital, da, cam așa, astea au fost în pachete când le-au trimis, no. Bun, chiar îi mulțumesc la, încă o dată,
la sora dragă, la doamna scumpă. Și noi, după ce acum nu se fac mâncare așa, pentru că nu, am să o pătez și este alb așa cum e, când mă duc undeva, așa, nu. Și am zis să împărtășesc și cu dumneavoastră. Eu am să mă schimb și să pregătim și mâncărica noastră, care noi o să pregătim în această după masă. O să ne facem iară ceva cărniță la grătar, cu niște cartofi naturii și niște fasole la conservă, așa cum o fac eu prăjită în usturoi. O să vedeți voi, da? Și revenim. Gata, Nora, am dat drumul. Acum să vedem dacă va fi bine și dacă se vede bine. Uite, numai să te uiți tu acum acolo, dacă eu mă uit aici. Am pus pe stativ. Da, pe tine nu se vede ce faci. Așa. Așa? Sau stai da, să iau eu ăsta de aici? Vezi? Așa, să ne vedem amândouă. Da? Da. Se vede? Uh-huh. Gata, se vede, da. Nu, no, hai, să vedem. Mă văd și eu încolo. Da, se vede. Da? Uh-huh. Nu, bun. Bine, așa cum m-am așezat. Mă vezi? Nu prea. Nu prea? Da, merge. Este foarte bine. Acum văd că filmează. Văd că este și lumină. Am pus pe stativ ca să fim, să fiu și eu și Nora în cadru. Așa. Că, nu. Și atunci când mergem dincolo în bucătărie, Nora, trebuie să luăm iară ăsta. Da. Nu bun. Aici am cărnița. Am tranșat-o așa un pic. Ca să punem niște condimente pe ea. O să pun niște sare. Așa. Cartofi, niște cartofi naturi, la mama. Da, niște cartofi naturi cu niște fasole, hai că vă arăt imediat, fasole din asta așa la conservă, verde, o să vedeți cum o pregătesc, așa, asta să mă văd din gurița. Da, dincolo trebuie să iei telefonul după aia. Știi? O să pun niște boia din asta așa un pic picantă, legeră. Și nu o să mai pun mult, că cine, nu știu că cine a spus că cam e picantă. E picant, că am pus și piper. Ha? Când am făcut rândul trecut. Nu știu. Anora a fost un vânt până acum, Doamne, rece afară, ne-am dus afară și n-am putut să stăm. Așa vânt tare, am fost în piață și ce să iau? Am luat niște roșii cherry din alea mici, o să vi le arăt. N-am luat niște ce, că nici nouă a fost, nu știu cine, ceva, acum nu mi-e așa mare piață. Am fost cu Nora, cu Naomi, să cumpără pentru copii de școală. Să-i cumpără de școală și nu mai este piața așa cum era. Au spus că merge dincolo în piața aia Miercuri, acolo este piața mai mare. Nu. Și n-am cumpărat nimic. Ce să cumpărăm? Lăsăm cărnița aici așa să mai stea în sare și în condimente. La fiecare câte o bucățică.
cu niște cartofi, așa cum v-am spus, și o să ne pregătim imediat mâncare. Nu, stai să mă scot mâini. Eu astăzi cu Iosif ne-am dus la magazin, ne-am cumpărat apă, pâine și ce a plouat. Așa, un pic. A prins ploaia, Andra? Da. Nu ai văzut? Bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvânteze și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. A revenit și Marcel în forță acum. Da. Dar tu când vorbești, de ce nu te uiți în cameră? Uite-te și încă vorbești. Normal, nu așa e când vorbești, uite-te în cameră, așa e. Ca lumea să te vadă, da. A, dar ce cald e acum aici, iară, bate acum soarele. Acum e cald, de unde să fie mamă cald? Ce cald? Îmi bate numai soarele, dar dacă merg afară să vezi numai ce timp. Nu, chiar. Vreau să vă spun că la noi deja a început toamna, a venit toamna. Gata cu, nu știu când va fi, o să fie iară cald, nu știu. Când o zis, da, e cald, dacă mă uită și soarele afară. Dar degeaba ieși soarele, o să vezi cum să merg. Acum nu e încă așa frică. Hai să vă arăt și roșioarele mele care am cumpărat. Nu știu dacă se vede pe cameră. E acolo. Da. N-am putut să vedeți. Vedeți? Am luat două caserole, erau cu un euro caserola. Nu, să mai avem așa să mâncăm. Nu, dar du-te numai să... Mama, e destul de cartofi. Da. Du-te la cameră să vezi. Se vede, se vede. Camera se vede bine atunci. Da, oare, nu știu. Stai să mă duc. Da, se vede. Se vede? Super. Mm-hmm. Nu, se vede, da. Dacă se vede, bun. Mi-a făcut și eu cafea. Cafea. Acum și dacă o să dorm și dacă nu o să mai dorm. Tot bei cafea, ha? Tot beau cafea. Dar e ora 5, poți să beau cafea. Mai fă unul, ora, mai fă. Dacă e ora 5, poți să beau cafea. Ha? E ora 5? E ora 5. Ah, chiar asta am spus că... 57 minute. Da, așa sunt de mulțumită. Vreau să spun pentru sora care mi-a trimis crema asta. Așa mi-s de mulțumită și mă simt foarte bine la față. Îmi simt așa fața că nu mai este așa cum era, parcă simțeam așa o presiune pe față și acum mă simt așa foarte calmă, liniștită la față. Dar ne-a pus apă peste cartofia. Da, a pus Nora, a pus apă. Da, hai să vă pun aici așa. Trebuie să speli și după aia să îi curăț. Apa acum are pământ, acum ce să vă lasă, că le spală ea foarte bine. Că sunt murdare, acum ce vrei, lasă că mai bune sunt astea cu pământ decât alea care... Da, dar trebuie să speli și pe astea. Că astea țin mai bine, alea care sunt spălate, nu țin. Dacă le cumperi în 2-3 zile, să strică și le arunci, să moaie. Da, trebuia să le, Nora, să le lași așa întregi și după aia să le tai. Să le speli bine, așa întregi. Acum nu, lasă. Altă dată așa să faci, Nora. Le cureți așa cu coajul, le lași întregi, le speli și după aia le tai așa cu bulețe. Da. Când mi-a spus doamna că nu, era bine să mă duc să iau legătura cu doctor. Acum, ia că Dumnezeu mai este și așa că mai scoate oamenii în cale. Și îndrumă și este bine, da? Cu crema asta. Slavă Domnului, chiar n-am cuvinte cum să-ți mulțumesc. Ce e cu crema aia? Păi este foarte bună, Marcel. Am cumpărat o cremă, azi dimineața a venit, care sora mi-a spus de crema, care eu m-am dus odată cu Nora pe helmet să-mi cumpăr crema care pun eu așa, care nu. Nu e așa specială, că și am arătat-o, dar oricum. Nu mă, mai calma, mai nu. Și atunci sora mi-a spus și mi-a scris că este o cremă dermatita, așa o cheamă, crema asta, să mă duc să o cumpăr de la farmacie, că este la farmacie. Eu n-am înțeles, chiar n-am înțeles sora, după aia a vorbit cu mine, să chiar îți mulțumesc, sora, că chiar a vorbit cu mine pe mesaje.
Tot timpul seara aia a vorbit cu mine. Și mi-a spus că nu este o farmacie și că este crema asta care o cheamă așa, dermatita. Poate nu pronunț eu bine, poate numele ăsta cu crema. Și atunci eu m-am dus aici la farmacie la noi și a spus că nu are așa ceva. Și atunci am venit acasă, am dat la Abel să o caută pe site-ul ăsta Bol. Și atunci a găsit-o și mi-a comandat-o și azi dimineața a venit. Și mi-am pus pe față și numai odată mi-am pus pe față și slavă Domnului că parcă mă simt așa de bine la față. Da. Să vezi și tu? Asta e crema. Am arătat-o la prieteni, am arătat-o. Asta e crema. Gerovita, dermatita. Da. Și ce să faci? Păi ce să faci? Nu mai mă mănâncă pielea. Hidratează. Eu te simți așa ca un bebeluș. Mi s-a făcut pelea. Nu da. Da. Dar numai atâta. Da, numai atâta, da. Și era, și să vă spun cât era, 23 de euro era. E scumpă, dar ce să fac, și pe aia dădeam 22 de euro. Am dat pe aia la altă care cumpăram eu. Da, pe aia la altă care cumpăram de aici, de la Di sau de la Carrefour. Și asta chiar este bună, dar să nu o lași în soare, eu o pun acolo cu eu ca să nu stea în soare. Pentru că calmează scrie. Nu, vezi că scrie și așa scrie, nu? De dermatita o cheamă. Gerovita. Da, gerovita, dar e dermatita. Derma. Dermatita, cam așa ceva. Și chiar e bună. Chiar e direct din farmacie, nu vezi? Și chiar scrie acolo că... Scrie, da. E foarte bună. Acum, nu, poate o să primesc comentarii că la ce aplicație, eu vreau să vă arăt și aplicația, că poate o să-mi trimit acum, că am mai a primit așa, știți? Că vă arăt și aplicația, care este? Asta este aplicația Bol, cam așa, vedeți? Bol. Și acolo scrieți. Vă instalați aplicația și atunci acolo vă dă. Ce vreți voi? Este de toate. Este Dero, este de toate. Dero, produse de casă, de curățenie, de tot. Eu acolo am luat Dero și încă mai am o cutie, vreau să vă spun, dar să vină Nora să vă arătă. Am mai comandat o cutie. Imediat când am cumpărat cutia, acum o lună, m-am gândit și am vorbit cu Abel, am zis, hai să mai fac o cutie, Abel, 4 bucăți, că nu știu dacă o să mai prind această ofertă, la 12 euro și ceva era pachetul la 50 de spălări, și să nu pierd ocazia, pentru că vreau să vă spun, ora mea Naomi a vrut să mai facă și nu mai era. Și acum de 2-3 zile și-a făcut la 23 de euro, la 69 de spălări. Și eu am făcut atunci, imediat, mi-am făcut încă, și o să vă arăt, numai să vină Nora, să pună cartofii acolo să fiarbă. Da. Și chiar vreau să mai fac o... Cred că este și apă micelară, să văd dacă este, să-mi comand și apă micelară, dacă este tot așa gama asta, și atunci e bine. Nu mai am problemele astea la față. Și eram și roșie la față, văd că acum nu mai am așa, acum să văd, nu deodată, cred că odată, de două ori, de trei ori, cred că nu mai am nici roșeala aia așa tare la față, nu? Am avut o roșeală de aici așa, da. De la gât. Și deja un pic s-a calmat roșeala aia de pe fața mea. Sper ca să fie bine. Da, Marcel, am fost afară. Era un vânt puternic afară, n-am putut să stăm afară pe tereasă. Am venit acasă, am intrat în casă, mi-era un frig. M-a luat un frig. Și m-am pus în pat, prieteni, am mai dormit un pic,
nu m-am simțit bine, că m-a luat așa de la gât, de la vântul ăla, era prea tare vântul. Și ne-am gândit să ne facem ceva de mâncare, da. Să vină Nura să vă arăt și Dero. Puteți să vă puneți acolo dacă sunteți, nu știu acum în ce țară este aplicația asta, dacă se livrează în alte țări, nu știu, dar dacă sunteți aici în Belgia și vreți ceva la ofertă, căutați acolo, vă puneți, așa cum a spus, instalați aplicația asta Bol și acolo când sunt la reduceri, prindeți niște reduceri foarte bune. Păi acum fac reclamă, dacă o să fac reclamă la Ariel, Marcel o să-mi trimită și ei ceva gratis, da, nu-i problemă. Da, da, fac reclamă la Ariel. Nu știu. Da, și îmi trimită și ei acolo, măcar că uite, mi-s și clientă la ei și tot fac. Și dacă mă vede, să-mi trimită și mie acolo 3-4 pachete de Ariel ca să-i fac reclamă. Da, Marcel, știi? Da, cine a zis asta? A, așa e. Da, așa e cu treaba asta. Chiar îi fac reclamă ca să mă contactează și atunci de câte ori iau, eu se fac reclamă și atunci merge magazinul, știi? No, te rog, Nora, să vii, să luăm Dero. Asta e Dero care iar am făcut. Hai să vă arăt, ca să desfacem. Nu l-am desfăcut. Iată-l aici așa. Acum o să am Dero la greu. Păi dar de ce să nu? Dacă este așa ofertă. Și vreau să vă spun că iată-l. Vedeți acum am desfăcut și l-am făcut imediat acum de o lună. Am făcut imediat când am făcut prima cutie la 4 pachete. Imediat după 2-3 zile am mai făcut unul. Că am zis că poate nu o să mai am ocazia asta și să-mi fac ca să am. Fă și o poză cu el, așa vreau. Da, da, sigur, Nora, fă o poză. Da. Vedeți? 50 de spălări. Vă puneți acolo, așa cum v-am spus, aplicația Bol, vă uitați acolo la reduce și vreau să vă spun că când am cumpărat de aici în Belgia, m-au văzut mulți și au comandat. Și a zis că m-am întâlnit cu ei și chiar vă spun adevărat că spune că nu fac reclamă. Chiar fac reclamă. Spală de minune și miroasă extraordinar. Vă spun adevărat. Iar acum am deschis cutia și miroasă superb, curat, fain, extraordinar. Mie îmi place. Parfumat. E foarte parfumat. Și vreau să vă spun că scrie și original. Uitați. Ariel original. Da. Așa. Și acum iar o să-l pachetăm Nora și să-l punem la loc. Na, gata. Așa. Acum o să-mi fac și usturoiul ca să nu pregătim, lăsăm un pic cartofii să fiarbă, că carnea imediat pe grătar se face ca să nu răcească, să o mâncăm caldă, nu? Marcel. Și o să pregătesc și fasolea aia cu niște usturoi. Să-mi aduc și usturoiul. Da? Tu ești acolo? Da, e mi-somn acum. Da. Sunt somnoros. Doamne. Da. Că nu ai ce să faci, te plictisești. Că nu ai ce să faci, te plictisești. Plictiseală mare. Plictiseală mare, a? Păi dai ce se poate aici. Nu-mi place să stau în unul. Nu-ți place să stai în unul? Lasă că mergi. O să mergi pe afară. Să-mi pregătesc și usturoiul aici, să-mi pun aici așa. Nu auzi bine. Nu mai auzi bine? Ai dat-o în bară cu urechea? Așa-i? Da. Nu știu dacă se vede bine, trebuie să mă uit să văd. Am impresia că parcă... Te-mi atât, dacă se vede bine, cum nu se vede? Am impresia parcă că nu se vede bine. Da, nu se vede. Se vede, ha?
Să vă pun așa. Hai că vă pun așa. Fac un usturoi, este suficient, un usturoi, așa. Nu raspar vasele. Pisit. Lasă că mergem afară. Dacă putem să stăm afară, dacă nu-i frig. Iar te duci afară și bate gâtul. După aia spune că doare gâtul. Doare gâtul, da. Dacă te duci la operație, nu știu ce fac. Ce să faci tu? Iar tu numai... Nu să faci nimic. Roagă-te Domnului, atât o să faci tu. Ce să faci? Să te rogi. Vezi că primești și multe comentarii de la prietenii mei că se roagă pentru mine, de la surorile mele, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Domnul chiar. Să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc din suflet că am primit, Marcel, o grămadă de frumoase comentarii, de rugăciuni, de, mă rog, pentru sora care a spus că și are operație pe... Am uitat acum. Pe ce dată? Eu am pe data de 29, ea cred că are pe data de... 17. Să nu dau greș. Pe astăzi cât suntem? Nu acum? Te duci la operație, luna asta. Da. Pe astăzi suntem 22, 23 cât sunt. Sau mai pe 20, nu știu cât, are sora. Dar știe ea despre ce este vorba și chiar m-am rugat Domnul Iisus să o binecuvinteze, să fie cu ea. Amin. Acolo unde se duce. Mă rog, soră, pentru tine. Mă rog ca Dumnezeu să fie acolo de partea dumneavoastră. El să-și facă lucrarea, să-ți dea sănătate și putere să poți să vii în familia dumneavoastră pe picioarele, așa cum te-ai dus, așa să vii și înapoi. Întărită, puternică și Domnul să fie cu tine. Și cu mine la fel. Amin. Să mă întărească și El să fie de partea mea. Știu că Dumnezeu este de partea mea, am încredere în El. Întotdeauna am avut încredere că El a fost cu mine și a fost de partea mea, nu m-a lăsat niciodată. Nu, bun. Am pregătit și usturoiul. O să pregătim și fasolea asta. Așa, e fiartă. Asta e gata fiartă, nu m-a scurg apa de pe ea. Punem puțin ulei, punem usturoiul la prăjit, un pic de sare și punem fasolea, așa o facem în aburi. Așa un pic o călim. Și atât. Cu niște cartofi naturi, așa cum am spus, cu un pic de cărniță și gata, asta va fi mâncarea noastră, rapidă și bună. Nu, bun, acum mergem dincolo, Nora, ce facem? Cum să facem? Nu, bun, hai să mergem dincolo ca să pregătim fasolea. Am pus uleiul, am pus și roiul, să fii. Să nu se ardă, să mai pun un pic de ulei, că am pus prea puțin. Trebuie să o punem ulei. Deja și pe puțin, ca să nu se ardă, vezi? Așa. Un pic de ulei. S-a făcut deja, nu lăsăm așa tare. Punem și fasolea. Așa. Puțină sare, o să punem. Să sunt pe sare, că nu mai am sare aici. Un pic de sare. Așa. Nu mult. Dacă o putem. Și imediat punem și cărnița să se facă. Să o opresc aici. Dau drumul aici. Așa încet. Așa, îl cojurim un pic, îl călim un pic, îl înăbușăm un pic, cum să mai spun. Cu puțin mărar peste el și o să fie o bunătate. Da?
o bunătate de fasole verde. Nu ne place foarte mult așa garnitură. Nu, și gata-i. Ea este gata fiartă. Ea este fiartă, aici să fierbe, pregătim și tigaia de grătar ca să punem și cărnița imediat. Da. Acum vrem să punem și cărnița. Așa. Avem niște cărniță de porc, mușchi. Ok, eu pun tot aici. Asta. Asta îmi face el. Asta îmi dat așa mergător. Așa. 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 Trebuie să vină și rochița lui Nora, că am uitat să spun. Am făcut și la Nora, comandă o rochiță frumoasă, dar știi care e problema aici la noi acum ce s-a întâmplat pe scări, aici la noi la bloc. Nu mai avem curent pe scări și dacă nu mai avem curent pe scări, nu mai merge sunăria noastră. Dacă astăzi a venit poștașul să ducă coletul, cred că l-a dus înapoi. Dar nu cred că l-a dus înapoi, că trebuia să lasă o hârtie la poștă. Vom vedea mâine, apoi mâine să vedem acum. Crema cum a venit, avem noi la poștă așa un loc care poți să pui, crema nu era așa mare, și au aruncat-o peste poștă, acolo, la ușă. Da. Dar dacă e pachet mai mare, nu poate să lasă. Da. Și dacă au venit și au sunat, nu știu, să vedem acum. Trebuie să vină și rochița lui Nora, care i-am făcut și ei o comandă, o rochiță faină, frumoasă. Dacă m-am dus să iau pachetul jos, când l-am văzut acolo la ușă, l-am întrebat pe domnul poștaș dacă mai are pachet pentru botabil, știi? Că nu, pe numele Roabel. Nu spune de familie. Da. Că ne faci și ei rochița frumoasă, frumoasă. Și numele nu, bun, acum lăsăm să se facă și cărnița noastră, ia că fasolea noastră e gata, cartofii noștri fierb, am lăsat mai încet ca să nu se zdrobească toate aici. Să meargă așa încet, lăs și aici încet ca să nu se ardă. Nu știu de ce lasă apă, tot timpul lasă apă asta, trebuie să scadă asta, apa asta de... Uite, vezi, s-a lăsat un pic apă. Când o lași la frigider, prea mult, așa-i, pentru că ea are apă. Acum ce să mai spunem, Nora? Ce să mai facem? Nu, ia, nu facem mâncărica noastră, noi suntem cu voi în fiecare zi, voi sunteți cu noi și vă mulțumim din suflet, că ne apreciați, că ne iubiți. Domnul Iisus să vă binecuvinteze familia, copilașii, Domnul să fie de partea voastră, să vă însoțească oriunde sunteți. Oriunde vă aflați, Dumnezeu să vă poartă de grijă. Că știm că ne urmăriți din toate părțile, Domnul să fie cu voi, să vă sprijinească și să vă ocrotească. Cât aici din Belgia, oamenii care ne urmăresc, frații care ne urmăresc, surorile care ne urmăresc și de pretutind, de acum nu mai știu eu să spun din ce țară ne urmăriți, Domnul să fie cu voi cu toți, să vă poartă de grijă. Da? E cel mai important lucru ăsta, că Domnul este cu noi și noi suntem cu Domnul, nu lăsăm pe Domnul nostru, așa cum mai spune alții, că dacă noi îl lăsăm pe Dumnezeu și Dumnezeu ne lasă pe noi, în pornirea inimii noastre. Dar noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu, să ne punem toată încrederea, să ne punem toată nădejdea, că El este cu noi. Să nu ne pierdem nădejdea și speranța, că El întotdeauna El este cu noi. Că noi atunci când îl chemăm, El vine. Că îmi spune așa, chiar dacă doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este prezent acolo și ne ascultă și ne împlinește toate cauzele și dorințele noastre care le avem
și rugăciunile noastre care înălțăm către El. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Acum, Nora, tu ce mai faci? Eu ce fac? Eu sunt cameramană. Tu ești cameramanul. Marcel s-a dus să se odihnească. El este... No. Obosit săracul. Mai vine și el așa, ca să-l vedeți și pe el. Așa cum știți voi, el nu este sărac cu toată săptămâna acasă, el este plecat. El mai vine o dată pe săptămână în filmările noastre. El e cu treaba lui. Noi suntem cu treaba noastră. Ne rugăm și pentru el ca Domnul să-l însoțească, Domnul să-l păzească și Domnul să-l însoțească că merge departe, ca să-l păzească de tot ce este rău. Da. Cred că asta e apa mea, nu? Apoi o fi apa asta. Mi s-a uscat gura. Nu, bun, hai să că revenim. Da, Nora? Da. Ne întorc, mamă, în car, ne mai mai la car, ne întorc, s-a făcut, ne întorc, mamă. Da? S-a făcut pe mine. Dacă se reușește, este foarte tare pe mine asta. Da. Apoi nu trebuie să o facem așa repede, Nora, să dăm mai încet. Să faci și mai bine, știi? Da, Nora. Nora mai spală cât un vas, o farfurie, ca să nu se strângă. Ea le spală tot timpul. Dacă, de exemplu, când este acum, de exemplu, farfuria asta și câteva cuțite, dacă nu respun, se strânge la vasul normal. Da. Iar trebuie să dau acolo cu el, ori îl sparg, ori îl... Trebuie să sună acolo la proprietarul, la băiatul, adică proprietarului, pentru că proprietarul nu mai este aici. El a plecat în țara lui, el este grec. Și el încă nu e aici, a plecat când a fost coronavirus, de atunci el nu mai a venit și el este foarte bătrân, proprietarul. Și a rămas băiatul lui care se ocupă. Și noi ne-am dus acolo în beci să vedem, poate au căzut o siguranță, poate aseară eu și Marcel, să vedem, să facem becul pe colidor, pe scări, nu vedem nimic, întuneric beznă. Și acum să vedem, să sună la... băiatul proprietarului, să vedem, poate știe el unde, că noi nu știm unde are ceva din asta, siguranță căzută sau poate sau ars ceva, să aducă pe cineva ca să ne facă becul pe scări. Nu ne merge nici sunăria, Nora. Asta e cel mai principal, sunăria. Nu. Să vedem acum. Mâncarea noastră imediat e gata. Am lăsat-o așa mai încet. Chiar am vrut să mă duc, când m-am dus astăzi în piață să filmez. Dar ce să filmez, prieten, că mi-este frică să mă duc aici în piață să filmez, că strig la mine, mă vede cu camera, sunt disperați, nu le place. Îmi fac numai probleme, așa că nu. Vedeți că și la magazine când mă duc așa mai puțin mai filmez așa să nu mă vadă, că nu, ei sunt tot pe acolo, la rafturi, la una, la alta, se plimbă tot într-una și nu vreau să-mi strică treaba, să mă pună să șterg filmarea. Da, și atunci nu, ce să vă spun. Mai filmăm și noi ce putem pentru voi. Până mă duc la spital și de acolo nu știu când o să vin acasă, cum o să filmăm, cum o să ne descurcăm, ce o să fac, că eu chiar nu am stare să stau. Eu sunt din aia care vreau să pun eu mâna acolo, să fac. Să... Da, dar o să fiu cu minte, vă promit că o să fiu cu minte. Nu o să fac boacăne. Să mă pun să fac mâncare sau să fac ceva, că nu, e riscul meu, e sănătatea mea, eu vorbesc așa, prieten, dar e sănătatea mea, trebuie să mă protejez, că dacă nu mă protejez eu, nu mă protejează nimeni. E normal. Nu?
Bun. Sacăr și cartofi. Și acum mă punem puțin ulei pe ei, așa, nu mult. Așa. Trebuie să-mi aduc două lingurițe. Niște pătrunjel uscat. Așa. Trebuie să pun și fasolea în ora. Să duc și fasolea. Da, și am terminat cam. Aceasta este mâncarea noastră care am pregătit și am împărtășit-o cu dumneavoastră. Niște cartofi, niște cărniță în pilă, fiecare de câte o bucățică, fasole. Noi o să luăm masa, prieteni. Și noi vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi, că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați, să distribuiți cu prietenii voștri, să dați un like. Și vă dorim toate cele bune și ne vedem la următorul filmuleț. La revedere! La revedere!